Alo, da? Ce faci, Eli? Ești gata? Da, da. Haide, vino să mă iei. Stai, ia-mă și pe mine la gară! Mergem cu Dacia la aeroport. Ah, bună dimineața! Salutare, salutare! Ce faci, ce faceți, domnul Leo? Ce să fac? Uite, bine... N-am mai fost de mult la Timișoara, abia aștept să merg, sincer. Să știi că eu merg mai des, pentru că noi avem și un punct de lucru la Timișoara. Hai să mergem! Hai să mergem! Hai să mergem la avion! Băi, am avut emoții, am zis că dacă pierdem avionul, am mers numai pe banda întâi. Hai să mergem! Gata, aici oraș? Ai, da. Ai oamenii tăi, băi! Am oamenii mei! Ai echipă mare! Hai să bag-o mergem! La parcare pe termen lung, că mașina sigur e pe termen lung. Da, normal! Este un eveniment organizat de EduJobs, un eveniment organizat în vederea acordării unor burse pentru voi și vreau să vă zic în primul rând că vom avea și niște concursuri. Practic, nimeni nu pleacă de aici fără să câștige măcar ceva. EduJobs este o platformă de recrutare, o platformă care vă ajută să vă găsiți un loc de muncă. Principalul diferențiator acesta că este și o platformă de learning. Este o platformă care oferă cursuri, cursuri acreditate, acolo unde puteți să vă învățați, să învățați niște skill-uri, niște abilități pentru a avea o meserie mai bine plătită. Dau mai departe cuvântul lui domnului rector. Normal că mă bucur astfel de evenimente. E foarte important pentru universitățile românești să aibă o conexiune cât mai bună la piața muncii. Înțeleg că sunt multe burse, asta vine ca un bonus. Mulțumesc, spor la treabă! Din păcate, sunt prea mulți care pe social media promovează metode de îmbogățire rapidă. Eu nu sunt de acord cu asta și nici Shelly și mi-am propus să demontez împreună cu Shelly și toți ceilalți care sunt conștienți de importanța efortului, de importanța muncii, aceste percepții care nu fac decât să păcălească tinerii și nu numai. Este un drum pe care eu l-am parcurs cu căruța și cu trenul, mergând la liceu, respectiv la facultăți. Începem acest concurs în care Shelly vă pune întrebări, voi răspundeți prin ridicare de mână, veniți pe scenă și vă ridicați premiul. Cine a scris romanul Mizerabili? Așa ne numea și pe noi profesoara de română. Romanul Mizerabili a fost scris de Victor Hugo. Și răspuns corect! Pe ce dată se lansează Bass House The Movie, toate cinematografele, inclusiv în Timișoara, aia zi, maestre? 23 aprilie, răspuns corect, vă rog să-i dați un ghiozdan, Edu Jobs. Vă așteptăm la cinema pe toți, joc și eu, Leonard nu joacă, dar următorul joacă și el. Sunt bursieri care au rezultate foarte bune la învățătură, dar care n-au posibilități financiare, fraților, că eu mergeam cu căruța, cu trenul și am zis, băi, hai să fac și eu o treabă bună pentru voi. Începem cu Pintican Gabriel Andrei. Te invit aici, domnule, felicitări. Poftim, este a ta. Vreau să vă întreb câți dintre bursieri lucrează în momentul de față, pentru că experiența în câmpul muncii este extrem de importantă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceilalți vă recomand să vă angajați prin intermediul platformei edujobs.ro. Aplauze pentru ei!